Vreau să discutăm un pic despre declarațiile, două declarații făcute în ultimele zile de doi oficiali din Republica Moldova. Unul este prim-ministru Închicu, care în cadrul unui interviu la Agora a declarat că justiția, într-un anumit context, că justiția din Republica Moldova este astăzi prea independentă. Și al doilea, domnul Vlad Bătrâncea, vicepreședinte a Parlamentului, care aseară, în cadrul emisiunii Politica Natalie Morar, a spus că, iarăși într-un context, că din păcate avem separarea puterilor în stat. Deci această problemă legată de, din păcate avem separarea puterilor în stat, eu cel puțin de câteva ori am auzit-o în ultimul timp venit de la oficial din Republica Moldova. Această separare a puterilor în stat se pare că oarecum deranjează guvernarea sau unii reprezentanți ai guvernării. Ce fel de semnale transmit sistemului astfel de declarații? Domn Pavlovski. Semnalele nu sunt foarte frumoase, trebuie de spus. În primul rând, nu este clar ce se vorbește, ce se înțelege sub cuvântul justiției. Că justiția asta și procuratura, justiția asta și instanțele de judecată, justiția asta și avocatură, alte structuri la fel. Deci trebuie să fim mai concreți, eu în vedere, demnitarii noștri de stat, când ei utilizează acest gen de expresie, ei trebuie să fim mai concreți, ce au ei în vedere. Domnul Chicu, când s-a referit la justiție, vorbea într-un context în care se referea la sistemul judecătoresc, da, la instanțe da, de judecată. Da, asta am vrut să accentuez. În cazul în care domnul prim-ministru s-a referit la sistemul judecătoresc, el trebuie să fie independent. Moldova, până ce, este parte la Convenție pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Și domnul prim-ministru nu știe despre faptul că sistemul judecătoresc el nu știu, el parcă nu este jurist după specialitate, dar să fie știut dânsul, el era să știe că există articolul 6 care vorbește despre instanțele independente și imparțiale. Deci asta este cerință, asta este must, cum se zice. Fără asta nu există justiție în sensul civilizat european. Deci trebuie să ne obișnuim cu acest gând. Justiția trebuie să existe și ea trebuie să fie independentă cât mai mult posibil. Alt lucru, când ei selectează, eu am în vedere sub ei, eu am în vedere autoritățile naționale, toată structura aceasta, când ei selectează o persoană în funcție de judecător, ei trebuie de start să înțeleagă că ei împotrivnicesc persoana aceea să lucreze în mod totalmente independent și ei de start acceptă că vor accepta în teritoriul de tautologie că toate deciziile pronunțate de acest funcționar trebuie să fie primit de către toată societatea, inclusiv și de către guvernanță. Asta dacă îți dorești cu adevărat o independență a justiției. Asta e obligatoriu, asta nu contează cine și ce dorește. Dumneavoastră ați văzut multe guverneri care să vină și să nu încerce să pună control asupra justiției. Aveți perfectă dreptate. Aveți perfectă dreptate. La fel că n-am văzut nici unul care n-ar fi vorbit despre necesitatea reformării, da, combaterii corupției, protecției și apărării drepturilor omului. Toți vorbesc despre asta, însă, din păcate, și eu spun asta din propria mea experiență, se face la noi foarte și foarte puțin în acest domeniu, dar ceea ce se face, în mare parte, este eronat. Domnul Gligor, ce deranjează în justiție oficiale și în separarea puterilor în stat? Deranjează acea iluzorie șansă, într-o bună zi, totuși, să devină cu adevărat independent. Noi avem așa o șansă? Aceste putere. Șansa este foarte mică și devine tot mai mică cu fiecare ciclu electoral. Desigur că apogeul degradării sistemului judecătoresc și a procuraturii și la general organelor de urmărire penală și de drept a fost perioada în care Vladimir Plahotniuc a reușit această performanță care se numește stat capturat. Noi, ca societate, ne-am propus dezoligarhizare, eliberarea instituțiilor, lucru care nu a fost nici măcar început, din păcate. Și astăzi, iată că reprezentanții Partidului Socialist, din câte înțeleg, își permit să spună că justiția este prea independentă în momentul în care noi, de fapt, avem în față sistemul construit de la Plahotniuc, asociației săi, și care nu a fost în niciun sens până astăzi calitativ reformat. Când zice prim-ministru, ia vedeți că justiția este prea independentă. Încearcă cumva să le spun... Justiția prea independentă. Fiți atenți, nu fiți voi așa de independenți că...
Asta este un mesaj absolut greșit, evident adresat întregii puteri. Puterea judecătorească este una din acele puteri pe care le avem reglementat prin Constituție și ea, prin definiție, este independentă. Da. Dacă ea este prea independentă sau mai puțin independentă, dacă întrebăm acest grad de comparație, înseamnă că ea nu este independentă și politicul întotdeauna a exercitat o mare influență asupra acestui sistem. Și acest sistem a deranjat, mai degrabă prin perspectiva de a își îndeplini misiunea și rolul, decât prin nemijlocită activitatea sa. Eu astăzi nu înțeleg de ce, sincer vorbind, cineva s-ar deranja foarte mult de organele noastre de drept sau de... Sau din ce cauză? Că nu prea funcționează? Sau... Pentru că sistemul este mai mult sau mai puțin comod, în special pe partea ce ține de sistemul judecătoresc. Adică, eu, în continuare, cred că judecătorii, în marea sa parte, se orientează... În direcția, eu de multe ori am declarat că acest sistem funcționează atunci când există un stăpân. Și în momentul în care stăpânul a plecat, sistemul încerca să identifice acel vector spre care să se uite, după care să se orienteze. Stăpân, vector. Eu cred că astăzi această coaliție între PSRM și rămășițele PDM-ului foarte bine își îndeplinește rolul de stăpân. Temporar, mai puțin temporar, mai pe lungă durată. Adică dumneavoastră credeți că justiția astăzi este controlată de tot de politic? Eu sunt sigur astăzi că atât crima organizată, cât și politicienii din Republica Moldova au mari posibilități de a influența deciziile judecătorești și activitatea multor procurori din Republica Moldova. Când vorbiți despre crimă organizată, dumneavoastră faceți o distincție clară între guvernare și crimă organizată. Nu, sunt nu două fac. Structuri independente care încearcă să influențeze. Nu, nu sunt. Dar cum? Crima organizată în Republica Moldova a devenit posibilă datorită simbiozii cu structurile de stat și organele de drept. Nu putea fi realizată operațiunea fraudării rezervelor băncii naționale sau londromatul rusesc fără acele modificări pe care le făcea Parlamentul, fără acei prim-ministri care semnau garanții, fără acei judecători, o duzină întreagă de judecători care emiteau în baza unor xeroxuri decizii din casare a sute de milioane și miliarde de dolari, mă iertați. Și fără citare. Și fără citarea părților, și fără documente în original, și fără autentificare și multe, multe alte lucruri. Și până astăzi nimeni n-a răspuns.